pornit. Am pornit. Am pornit. Uite că nici n-am șters tabla și spun că am admirat-o așa și tot m-am uitat cât de frumos. Doar am schimbat ceva foarte puțin față de obișnuit. Anume că am dorit să găsim X și din Z, deci mulțimea mai amplă, și ca rezultat al înlocuirii, fracția asta trebuie să fie un număr din Z. Și din clipa asta am extins problema față de ce făceam noi, că noi luam doar divizorii 1, 8, 2 și 4. Nu? Da. Și știi cât ar fi dat cu 1, 2, 8 și 4? Ne dădea, cred că, numai 2 și 0. Ia uite-te tu. Cred că în clipa în care am început să lucrăm și am luat divizorii 1, 8 și 2 și 4. 0 și... Da. 0 și 2, nu? 2, da. Așa. E, vezi, faptul că ne-am dus într-o mulțime mai amplă, au apărut și alte variante. Așa încât în mulțimea asta mai amplă, are încă două elemente. Deci numărul de elemente a crescut. Iată, chiar s-a dublat în momentul de față, dar tot de simetrie, așa este perfecte. Deci, am mai primit pe minus 1 ca valoare și pe minus 2. Așa, judecând exercițiul, pe parcurs am făcut destul la antrenament și interesant. Chiar semnul algebră am fost tot timpul puși în situația să știm bine cum ne... cum lucrăm acolo, la adunare, la mulțiri, la împărțiri. Ba mai mult am făcut și împărțirea asta așa până când am sesizat numere periodice simple. Foarte, foarte frumos exercițiul. Mi-a plăcut foarte mult. De aceea mă gândesc mai luăm unul. Hai să-l gândim împreună. Vrei? Dacă îl gândim împreună, nu cumva deja să știem răspunsul. Nu cumva deja să știm răspunsul? Nu o să știm. Nu o să știm. Acum vreau să-ți arăt cum facem noi egeșiți. Cum facem egeșiți? Nu, n-am știut răspunsul 2, 0 și minus 1 și minus 2. Ba da, că ești calculator tu. Nu e așa, nu. Ba da. Nu mă ridica. Știi ce pot eu să spun? Doar atât, că în baza experienței m-am gândit să le iau pe 8 așa sus acolo, pentru că zic să aibă divizori puțini, nu chiar mulți, 1, 8, 2 și 4, aici am gândit așa, că dacă luam un număr mai mare, știu eu, 32, aș fi avut mulți divizori, aș fi pe cei negativi, zic, nu terminăm într-o oră. Și fiindcă așa mi-a fixat, zic, hai că 8 ajunge. Deci asta am gândit în timpul... Doamne, tu ai făcut așa repede calculele și te-ai uitat în viitor. Bine ar fi, dar nu am așa posibilitatea să fac. Ba da. Am început să te conving așa pentru chestia asta? Nu, da. Doar am momente de acestea, rare, e drept, când reușesc să fiu atenționat și să fac lucruri care nu le mai controlez. Adică Dumnezeu le rânduiește și eu fac asta, știu foarte bine. Uneori te pot influența. Știu când... Nu-s robot. Nu-s robot, nu. Ba da. Nu se poate că o să fiu robot. Nu? Robotul înseamnă că fac mecanic lucruri. Eu nu le fac mecanic. Da, și tu le faci mecanic, că tu le știi pe toate deja. Nu. Hai să vedem. Pune tu în loc de 8, poate facem aici modificări, să vezi că și tu poți face în exercițiu. În loc de 8, pune cât vrei tu. 0. Cât? 0. 0 și mi-ai dat totul 0 și gata să terminăm exercițiul. Exact. Și atunci știi, chiar așa... Păi, uite, vezi că ai făcut un exercițiu foarte tare. Ce-am foarte făcut? Tare. Care este în condițiile acestea? Vedem dacă pui pe 0, care-i mulțimea A? Ei nu știi ce pieghesiță tare ai făcut.
Nu, nu. A pus în loc de 8 0. Hai că acesta este o sursă de exercițiu așa de tare, încât... Ar putea să fie orice x-ul. Deci cât ar putea să fie x-ul dacă lași 0 acolo? Nu poate să fie orice? Asta e! Orice poate să fie! Orice! Extraordinar! Și atunci cu cine coincide au? Da. Cu Z! Au este tocmai Z! Sigur că da, Mariuc! Asta e frumusețea maximă a exercițiului. Și acum m-ai sugerat, fii atent că asta e momentul cel mai tare, mi-ai sugerat ca să pun ceva acolo încât la calculul pe care se fac să dea 0. În urma calculului care îl fac să dea 0. Deci pun o expresie acolo, mă gândesc eu cum să o facă întortocheată, să facă 0. Și în clipa aceea, când a ajuns la 0, elevul trebuie să-și dea seama că orice x este bun. Și el răspunsul corect este să spună A egal cu Z. E, foarte tare este. Aici este aproape de olimpiadă. Da? Da, fete, cum apare. Uite, așa apare găsiți. Olimpiadă sunt chestii cu, nu știu, cu, cum era, Pitagora sau orice. Nu se înțelege că sunt egeșiții foarte, foarte grele, ci sunt egeșiții care au niște poante ascunse. Deci au subtilități, hai să zic, sau dichisuri de astea ascunse care nu-ți dai seama. Și numai copiii care au un moment de sprint. Tu ai avut un moment extraordinar, cel mai frumos moment al lecției, cel puțin pentru ziua de astăzi, dacă nu pentru multe lecții din urmă. Faptul că ai dat răspunsul că orice X este bun, pentru că tu ai gândit așa, 0 împărțit la, nu mă mai interesează, nu mă mai interesează ce este aici. 0 împărțit la ceva, mă face 0 tot timpul. Orice X aș pune și dacă orice X din Z, deci mulțimea a coincide chiar cu Z. Ăsta e momentul foarte tare al astăzi, dacă aș avea posibilitatea acum, după răspunsul ăsta, știi ce aș fi făcut eu? M-aș fi dus la catalog, spun 10 fără comentarii. Și aș fi făcut în clasă, ține minte ce spun, în clasă aș fi făcut un moment festiv. Pentru răspunsul ăsta, aș fi creat un moment festiv. De ce? Pentru că cu toți copiii, știi cum să, când e ziua unui copil, se ridică toți la mulți ani, cântă așa, nu știu ce, acesta ar fi fost mai frumos decât un moment de așa. Mie nu-mi plăcea asta niciodată. Mie nu-mi plăcea. Da, am înțeles că nu era o chestie, dar când tu ai putut să dai răspunsul ăsta, repet, am acum o chestie care trebuie să ți-o spun. Știi că Hristos a fost pe pământ. Vezi, mă provoci la niște lucruri de o finețe extraordinară. Când Hristos a fost pe pământ, era cu ucenicii lui. Avea 12 ucenici, dar erau mai mulți. Însă pe aceștia i-a alesese în mod special, pentru că el, Hristos, este și inima noastră. Era și fizic în fața celor cu care se dea de vorbă. Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și el îi întreba uneori, măi, cine zic oamenii că sunt eu? Când stăteau ei așa de vorbă, mai în intim, mai în grupul lor, așa, zice, măi, cine spun oamenii că sunt eu? Și zice, păi unii spun că ești un proroc. Cum ai spus tu că eu văd în viitor? Ai spus tu acum. Adică cineva care vede de departe multe lucruri și știa totul perfect. Un proroc ești, zice. Ce proroc? Ilie, alții spun că ești Moise. Dar voi, cine credeți că sunt eu? Întreabă acum, șoc. Deci Hristos întreabă pe ei, dar voi ce credeți? Cine credeți că sunt eu? Și unul din ei, Petru, spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Dă răspunsul așa, scurt. Și când îi spune așa, spune, Petre, adevărat îți spun ție, nu, acum, nu, nu
tu mi-ai dat răspunsul, nu carne și sânge ți-a vorbit, ai vorbit, a vorbit pentru mine, ci a vorbit Duhul lui Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu a vorbit. Așa vreau să spun și eu, că în clipa asta, când tu ai dat răspunsul, eu m-am gândit, am spus așa, oare este momentul să spun răspunsul ăsta? Oare va spune că A egal cu Z? Va spune așa? Deci atâta bucurie aveam că ai văzut că am insistat și am spus, este momentul ca să avem o lecție foarte frumoasă. Și tu ai răspuns, da, mi-ai dat răspunsul, X este orice număr din Z, A egal cu Z. Minunat răspuns. Minunat a spus. Așa și cu minus jos? Unde? Adică 0 supra minus? 0 supra oricine. Poți să fii și cu minus, și cu... nu mai are importanță, numai să nu fii 0. Deci numai să nu fii 0 vreodată aici. Oare există? Poate să fie vreun X care să facă asta 0? Că aici ar fi pare pericol. Da. Uite, încă mi-ai pus încă o întrebare frumoasă. Poate să fie vreun X încât 3X plus 2 să facă 0? Adică are X, de ce vor cine spune? Păi da, este numai din X-ul din Z. Noi suntem aici. Da, când noi am mai cam făcut. Deci, mă duc. Când era egal, când 3X plus 2 era egal cu 2. Da, bun, cu 2. 3X plus 2 egal cu 2. Păi da, și ne-a dat rezultat 0. Ți-a dat X-ul, ne-a dat 0. Dar eu vreau să spun, când tot calculul, după ce facem calculul, întrebarea este, ce X să pun eu aici? Încă după ce facem calculul aici, să facă 0. Păi nu există, că din cazul lui plus. Plus 2. Sigur că da, dar și X negativ poate să fie. Deci poate să fie. Ia să vedem. Îl poți găsi tu? Trebuie să cercetăm deoparte. Nu cred. Am vrut să zic minus X. Minus 2, dar... Ar trebui să facă minus 2. Foarte tare ai spus. Adică ar trebui ca 3X să facă minus 2. Așa ai spus. De unde X-ul cât trebuie să fie? Echivalent? X egal cu... X egal cu minus 2 pe? Minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Și minus 2 pe 3 este din Z? Nu. Nu. Deci nu există niciun X din Z care să ne pune în pericol. Da, Măriuca, trebuia să cercetăm. Noi trebuia să fim atenți dacă există așa ceva. Când clipa în care am făcut fracția... Când văd o fracție, repede mă interesez dacă cumva există pericolul să facă 0. Și nu a existat pericolul, am fost salvați. Am fost salvați. Deci, discuția care o port cu tine acum este atât de importantă. Eu m-am luat de... Am intrat în Egeșițiu, în frumusețe Egeșițiu și am lucrat. Dacă n-am văzut o fracție, trebuia să mă asigur cumva este pericol să fie 0. Dacă aici lucrând luam egal cu 0 și ne dădeam un X din Z, spuneam X aparține lui Z fără elementul acesta. Dacă era minus 2? Dacă ne-ar fi făcut, dacă ar fi fost 3X minus 2? Da. Ia să vedem. Ia să luăm varianta asta. Deci dacă ar fi fost 3X minus 2 egal cu 0, dacă ar fi fost așa, deci ce ar fi rezultat? Ar fi rezultat 3X egal cu minus 2? Nu, cu 2. Nu, cu 2. Da, cu 2. Și X-ul de aici egal cu cine? Doi pe 3? Exact, cu 2 pe 3. Și tot fracția este. Ok. Da? Ia să vedem o situație. Dacă cumva ar fost 3X... minus 27. Egal. Sau plus 27. Minus 27 egal cu 0. Deci dacă în loc de jos avem 3x minus 27. Okay. Ce s-ar fi întâmplat? 3x egal cu minus 27. 3x egal cu?
Minus 27. Nu cu minus 27, plus 27, că am zis minus aici. Asta e, da. Da? Adică x egal cu cine? X egal cu... deci, prieteni plus. Deci 27. Deci am 2 singur plus. 27 pe 3, nu? Da, adică 9. 9. Și 9 este din Z? Da. Asta e. Și dacă cumva eu dădeam egheșițul ăsta 3x minus 27 și spuneam x din Z, era o mare prostie. Că s-a ascundea și varianta ca x să fie 9 și la un moment dat când x-ul e 9, dacă cumva ne dădea din egheșițul x, când lucram noi cu divizorii, și de 9 apărea la numitor 0. Și împărțirea la 0 nu are rost. Și atunci egheșițul a fost prost formulat și profesorul trebuie sancționat în condițiile astea. Exact, ne-a trăit nu de 2 tot la fel de greșteală. Da, da, da. Deci... Știu, ți-ai uitat în viitor și ai văzut asta și de-aia n-ai pus... Este o slăbiciune a mea acum. Eu trebuie să mă critic și dacă nu mă critici tu, eu trebuie să spun că așa, să spun, n-ai fost atent că noi am fixat așa, ori de câte ori vedem o fracție și dacă la numitor este ceva cu X necunoscut, pune condiția, numitorul diferit de zero. Când am zis că e vorba de fracțiile, cum le-am zis noi? Fracțiile de tipul Q ăla. Q, cum am spus că este? Q. Q egal cu M pe N, nu? De tipul M pe N, cu proprietatea că M și N sunt din Z. Da, cred că am scris. Da. Am scris așa, așa am scris eu. Nu, virgulă, nu. Aparține lui Z, virgulă, nu diferit de 0. Păi, dar știți, vorbesc, așa sunt lăsate. Păi nu diferit de 0. Și la noi, nu, eu nu m-am asigurat că nu diferit de 0. Și m-am apucat de lucru. Și atunci spun așa, fii atent, Ioane. Sunt numai... Ioane? Ioane? Păi, da, Ion, nu? Sau Nelu, cum îmi spune Mimi. Fii Nelu? Atent să nu mai greșești. Să, ți se pare atât de ciudat cu Nelu, nu? Îți pare ciudat. Cel mai bine e Bubu. Da, de ce Nelu? De ce Nelu? De la Ion. Că mie, nu? Ursul Ion. Da. Deci, păi ursul de unde Ion, vine Nelu de la Ion? Și colegii îmi spuneau Nică, Ionică, de la Ionică, Nică, îmi spuneau în școală. Și mama și frații mei îmi spuneau la acasă Ionel. Ok. Da? Și Mimi, sau Lenuța, cum îi spun eu, îmi spunea... Lenuța. Da, îmi spunea Nelo. Da? Și așa că de-aia am spus eu, Ioane, fii atent. În facultate, colegii îmi spunea Ion. Îmi spuneau Ion, da? Și... de aceea am spus, Ioane, fii atent. Adică mi-am atras atenția că nu-i de glume la matematică. Cu fracția nu se glumește. Deci cu fracția, când o vezi, pui repede condiția să fie diferit de zero. Și pe urmă te interesezi când e zero și acea valoare trebuie să o scazi. Uite, concret, hai să zicem așa. Hai că chiar merit acum. Ce frumos! Măi, Mărica, știi, eu de mult n-am mai trăit așa bucuria unor lecții de acestea naturale, nu pregătit lecția dinainte și cu greșeli, că greșelile fac parte din frumusețea lecției. Cum am fi putut noi ține minte de acum, ori de câte ori am fi avut fracția, cum am fi putut ține minte fără să mai avem vreodată slăbiciunea asta, cu oricât aș fi punctat eu numitorul diferit de zero, nu. Nu ar fi fost de reținut decât atunci când se întâmplă un necaz de ăsta. Deci A mare egal cu mulțimea tuturor acelor X
care aparțin lui Z cu proprietatea, cu proprietatea că fracția 27 supra 27 supra 3x minus 9 aparține lui Z. Lasă așa sau trebuie să scrii urgent ceva ca să fie treaba bună? Trebuie să zici că virgulă. Stai, dar nu știu cine. Oh, nu, spune toate. Tot ce vezi tu jos, tot ce vezi jos. Ah, 3x minus 9 diferit de 0. Asta e, mă. 3x minus 9 diferit de 0. Așa trebuie completate ghiștiu. Deci, în A pun toți x-ii din Z, cu proprietatea că fracția 27 supra 9, 3x minus 9 este din Z, cu condiția, atenție, ca ăsta de jos să nu fie 0 vreodată. Cu condiția că ăsta de jos să nu fie 0. Și atunci povestea este cât se poate de corect formulată. Acum e corect formulată. Mai înainte a fost greșit, că n-am pus condiția asta. Și ca să începem chiar cu condiția pusă. Deci ne interesăm de negație. Vedem când este 0. Adică ne ocupăm de 3x minus 9 să fie egal cu 0. Acea valoare nu ne place. Aceea ne creează probleme și pe aceea trebuie să o dăm deoparte. Deci vezi? Noi aveam, am pus bine condiția și acum ne ocupăm din negația. Negația, adică nu asta care difere de 0, ci puneam acum negația să vedem care e valoarea care ne-ar crea probleme, care ne-ar conduce aici spre 0. Cercetăm. Te rog să mă ajuți să rezolvăm asta. 3x minus 9 egal cu 0. Plus sau minus? E minus aici. Ok, ai zis plus. Da. Mai trâncăne și aiurea, că gura mai... Deci 3x egal cu... Minus... Nu, că el este minus aici. Când îl adunăm 9. Deci, de la un loc încolo a zis... Păi da, cel mai mare dă... Nu, că nu, aici e cu X, nu avem ce face aici. Deci rezolvarea acum a ecuației, să vedem X-ul pentru care. Și se duce, se adună în ambii membrii 9. Deci nu te gândi că ai putea să operezi, că aici sunt diferiți. Am uitat. Ok, 3X egal cu 9. Așa, 3X egal cu 9. Împărțim prin 3. Totul. Da, totul prin 9, prin 3. Cu x egal 3 pe 9. 9 pe 3. 9 pe 3. Da, cu 9 pe 3 și 9 supra 3 cât face? Mă gândesc la 9 împărțit la 3. Da. X egal 3. Cu 3. Deci pericolul este ca... Să nu cumva să fie x-ul 3. Deci după ce noi lucrăm aici, dacă se întâmplă să găsim un x egal cu 3, acela nu-l putem lua. Pentru că dacă înlocuiesc pe x cu 3, vine 3 ori 3 în 9, 9 minus 9 fac 0 și apare situația de împărțit la 0. Și mare, mare nenorocire dacă cumva îl acceptăm pe 3. Deci, dragilor... Ceea ce nu o să facem, că noi trebuie să aflăm divizorul lui 27 și noi nu punem 0. Deci, noi când ne apucăm de lucru cu toți divizorii lui 27, tot, și ne apucăm pentru fiecare caz în parte, s-ar putea să dăm pentru x egal cu 3 din lucru. Și fără să ne dăm seama, îl luăm pe x egal cu 3.
Pentru că noi am avut slăbiciunea asta de n-am pus condiția. Deci de asta trebuie să verificăm. Da, dacă punem condiția, sigur că da. Ori verificăm pe toate și pierdem foarte mult timp cu valorile care le-am găsit, ori dacă suntem atenți și deștepți și suntem valoroși, punem condiția, o rezolvăm, vedem că 3 nu se poate și acum ar fi X diferit de, practic, să nu luăm pe X egal cu 3. Să nu cumva să luăm pe X egal cu 3. Și ca să fie treaba bună, formulăm egășițiul așa. Minus, pun cu roșu, minus elementul, minus mulțimea formată din elementul 3. Deci acum ne-am asigurat perfect. Vrem toți X și din Z, în afară de 3. În afară de 3, că 3 ne creează mari probleme, foarte mari ne creează 3-ul. Ne duci într-o situație dificilă. Apare împărțirea la 0 și nu se poate. Dar de unde a apărut 3-ul ăsta? Fiindcă am pus condiția aici. Și când am rezolvat-o, când se întâmplă să fie 0 acela de care ne teamă nouă? Când se întâmplă? Pentru ce X? Deodată 3. Și acum îți spun, afară cu tine. De acum știu că orice X îl accept, în mulțimea asta să-l pun pe acei X din Z, care nu reieși nouă, dar în afară de 3. În afară de 3. Vezi ce tare e ghișițul. Deci să nu fii... De, ok, deci... Deci așa... De unde data trecută puteam să greșim? Doamne. Ce greșeală, că nu am pus condiția aceea. Am avut baftă. Am avut baftă că... Două acolade. De ce punem două acolade aici? Da. Da? Deci pentru că, vezi, dintr-o mulțime nu pot să scad un element. Știi că la scădere, ce făceam noi? Scăderea dintre două mulțimi. Da. Deci operația de scădere nu se poate efectua între un element și o mulțime, ci între două mulțimi. Și atunci pe 3-ul ăla pe care l-am dat deoparte, l-am pus între acolade pentru că el trebuie privit ca mulțime. Mulțime formată dintr-un singur element. Și acum știi cât a rămas? Z-ul a rămas complet, tot așa, tot, în afară de 3. 3-ul, ca și când am spus minus 3, el nu mai există în Z minus 3. Că l-am dat afară. Ok. Poftim? Nu înțelegem ce ai scris. Acum am văzut. Deci, insist acum. Eu nu știam să-l dau pe 3 deoparte la început. Am zis X aparține lui Z. Măcar nu l-ai dat. Deci nu știam. Dar când am scris fracția... Ok, nu ne-a dat nimic cu 3, că nu aveam niciun divizor cu 3, deci am fost ok. Da? Deci... Te-ai uitat în viitor. Da, m-am uitat în viitor. Da. Insist că... Nu, hai să vedem de unde a pornit mai mărică. Vezi tu. De la o prostie care am zis eu. Nu, dar o prostie, am zis și eu așa că nu mă. Ai spus tu ceva care mi-a atras atenția. Așa. Și eu am zis sus să fie 0 și gata. Așa, tu ai zis 0 și am terminat. Și eu am spus că este extraordinar și într-adevăr, dacă aș fi avut posibilitatea să spun notă, ți-aș fi pus 10 și aș fi făcut o lecție festivă, să atrag atenția tuturor că ce interesant ai văzut tu lecția aceea. Și am spus, orice X este bun, da? Ți-amintești că am spus, orice X este bun, deci mulțimea coincide chiar cu Z. Și când m-am uitat jos că exista și posibilitatea să fie 0 și împărțirea ar fi fost 0 pe 0 și nu se poate. Nici măcar 0 pe 0 nu se poate. Nici nu. Cu alte cuvinte, mi-a atras atenția. 0 mere și 0 copii. Deci nu se pune problema, că nu se poate face operația. În concluzie, mi-a atras atenția că mi-ai spus 3x plus 2, parcă era acolo, în egiștiu anterior. 3x plus 2 nu era pus condiția diferită de 0. 3x plus 2 și-am pus. Deci, n-am zis nimic altceva. Da. N-am dat corect condiția. N-am dat corect proprietatea. Proprietatea era așa.
8 supra 3x plus 2, ți amintești, uite de acolo, da, 8 supra 3x plus 2 să aparțin lui Z și trebuia continua virgulă 3x plus 2 diferit de 0. Atunci era corect. Dar eu am dat-o prost și dacă acum aș fi fost la un examen, măi Măriuca, tu știi, dacă eu aș fi fost la un examen, eu picam examenul. Da, că n-am pus condiția corect. Dar dacă ar fi fost un profesor, dacă ar fi fost un profesor care m-a asistat la lecții și stătea în bancă și se uita cum mă duceam eu ca inspector și nu puneam, n-aș fi pus condiția, categoric spunea, băi, habar n-are asta de ce înseamnă fracții. Și cum să înveți pe copii să nu pui tu condiția și lași pe copii să greșească? Foarte grav este. Foarte grav. Era odată, bine, măcar tu recunoști greșeala ta, dar doamna uneori, era odată o chestie, un exercițiu și trebuia să scriem de la, e tot și exercițiu că m-a speriat, era să scriu de la 2007 până la 2900. Adică numerele între. Ah. Sunt coleg de-al meu. Doamna, dar zice 2700. Așa și nu poți să scrii? Și după aia peste vreo câteva ore, era ora 5, abia atunci a zis doamna, bună copii, vă rog să mă iertați, dar trebuie fapt treaba până la 2009. Am înțeles. Și eu deja scrisesem vreo 500 de numere, eu tot am caietul cu alea. Da. Știi, Marica, dacă așa legheșisul presupunea, să spunem, formarea numerilor, a fost instructiv, dar dacă a fost dintr-o eroare, dintr-o greșeală, trebuie recunoscut. Nu? Asta e calitatea frumoasă a unui profesor. Dacă el recunoaște că și el este om și poate să greșească. Eu de ce fac atâta caz și sunt corect, trebuie să spun, că n-am dat corect mulțimea. De altă dată să țin minte. Dar o spun și pentru mine, dar o spun și pentru cei care ori vedea filmul. Asta e foarte interesant. Da? Deci o pun totdeauna, o fac și pentru ca cei care urmăresc să rețină, să nu greșească. Ăsta e motivul cu adevărat. Și din ce era o greșeală, am transformat-o acum într-o chestie fantastic de importantă pedagogic. Ce sens? Că eu recunoscând greșeala, și pe ei, pe copii, atenținându-i și pe toți ceilalți care văd filmul, ei vor ști definitiv să nu facă ca mine. Da? Deci de aceea insist atât de mult, pentru ca insistența asta, greșeala mea să se transforme într-o formă de a prezenta condiția cât mai atent și să nu mai greșim vreodată. Bun. Mărica, acum ne întoarcem. Și avem așa. Am dat un alt exercițiu, nu? Hai să ne apucăm de treabă. Mulțime sau ce? Deci să aflăm mulțimea tuturor acelorși X din Z pentru care se întâmplă condiția asta. Am pus-o corect, am formulat-o, am găsit-o. Știm că numai trei să nu dea din calcul care le aveam. Și acum începem treaba. Mă conduci tu. Când 27 supra 3x minus 9 aparține lui Z, deci 27 supra 3x minus 9 aparține lui Z, dacă și numai dacă, când vorbește, dacă și numai dacă e3x minus 9 e diferit de 0, nu știu cum să zic că și să
și fără trei. Cum, fără trei? Ah, adică, deci am pus condiția, dacă am zis fără trei aici sus, e rezolvată de acum, gata. Nu ne mai interesează că ne-am asigurat. Ne apucăm de lucru. Când asta devine număr întreg? Dacă asta de jos este un divizor a celui de sus. Ne amintim. Dacă și mai dacă 3x minus 9 aparține divizorilor lui? 27. 27. Care sunt? Și acum îi spunem pe toți. Toți divizorii lui 27. Unu și 27, apoi 3 și 9. Perfect. Atâta cred că la pozitive. Atâta sunt sigur că da. Deci acum minus 1, minus 27, minus 3, minus 9 și gata. Și minus 9, corect. Și începem lucrul. Pe rând fiecare, cu șanse. Pe fiecare din divizori. Deci 3x minus 9 egal odată cu 3x minus 9 egal cu 1. Hai, vorbește, mă condumă. Echivalent. Da. Dar cu 1, echivalent cu 3x egal cu 3x egal cu, hai că trebuie să aflăm pixul. Adunăm nouă, în ambii membri și te amintești cum se face. Da. Ăștia doi nu pot fi operați acum, că unul e cu x și ăsta e termen liber. Da, deci 3x egal cu 10 echivalent x egal cu x egal cu 10 pe 3, care e Q. Trebuie să fie din Z. 10 pe 3 nu aparține din, nu-i din Z. Din Z minus 3, chiar așa punem, Z minus 3. Ca să vedem tot timpul 3-ul ăsta, că dacă cumva dăm peste 3, nu-l putem lua. Deci X-ul nu aparține lui Z minus 3. Apoi, următorul divizor. 3X minus 9 egal cu cine? Următorul? Să știi că am să arăt cum mai, pic mai. Ok. 3x minus 9 egal cu 27. Da. Dar mai are sens să mai punem pe 3 acolo la divizorii lui 27? La divizorii lui? 27. Da! Că nu-i 3-ul acela, ci 3-ul care rezultă x-ul de aici trebuie să mă interesez. A. Divizorul lui 27 e perfect, că este s-o trebuie să fie 3-ul acela. A nu se înțelege că eu vreau vorbesc despre x-ul care rezultă din calculul ăsta. Din calculul ăsta. Ok. 3x egal cu 36. Da. Echivalent cu x egal 36 pe 3. Da. X egal 12. Corect. Ce părere dacă, ai? De exemplu, era 3 aici la 12, atunci era în neregulă. Deci dacă la rezultatul de aici obțineam X egal cu 3, atunci nu-l puteam lua. Dar 12 este din Z, din Z minus 3, adică nu este 3, da? Și atunci îl acceptăm pe x egal cu 12. Este primul element. Deci mulțimea mare are primul element descoperit, 12. Continuăm. Al divizor intră în discuții.
3x minus 9 egal cu următorul divizor. Ok. Care, după 1, 2, 7, cine urmează? Uite că e acolo și rați. 3. 3, hai. Mai... Echivalent cu 3x egal 12 din nou. Da. Echivalent cu? Echivalent cu... X egal cu? X egal 12 pe 3. Așa. Adică 4. 4. Iar 4, 4 aparține lui Z minus 3. Adică 4 e bun. Nu? Că este un element întreg și nu este 3. Și ce bine îmi pare, înseamnă că îl pot pune. Destul aproape de 3. Da? 4. Urmează alt divizor, altă situație. E vorba de 3x minus 9 egal cu 3x minus 9 egal cu 9. 3x minus 9 egal cu 9, da. Egal cu 3x, echivalent cu 3x egal 18. 18, da. Echivalent cu 18 pe 3. 3x. Deci, x egal cu? X.